Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. În primul rând, avem un nou fundal. Ce părere ai despre el, Marius? Îți place sau nu? Îmi place fundalul. Mi l-a dat cineva pe nume ZX Graphics. Acum, nu știu dacă l-a făcut el sau dacă l-a luat de pe net și mi l-a dat mie, dar îi mulțumesc foarte tare pentru că îmi place cum arată. Scrie jos acolo. Și, uite, ea și-a pus numele aici în colț. Bă, dar de ce nu se vede mouse-ul? Se vede, dar nu și pe... Ok. Bun, în primul rând, da, voiam să vă zic de asta pentru că îmi place fundalul. În al doilea rând, o să continuăm noi cu turneul acesta micuț. Vreau să cumpăr chestul acesta pentru că e o ofertă bună și am undeva la 60% șanse să dropez o legendară, dar nu am bani pe card la momentul de față. Poate bag mâine, poimine și îl iau dacă mai apuc. Dacă nu, asta e. Hai să ne continuăm noi turneul, să vedem dacă reușim să câștigăm ceva. Sper să nu pierd acum în ultimul hal. Ok, hai să vedem. Teca! Îl luăm pe Teca. Am avut cel mai prost pachet. Doar Teca și Electro Wizard cu care să atac. Vă imaginați voi. Ai și o travă, ai și... și pompa. Deja 4-2. Deci am avut pompă, log, o travă, ce naiba? Alea două de foc? Nu, alea trei de foc. Ok. Păi voi avea și 4 spell-uri degeaba. Cred că e mai bun hobby. Cel mai prost pachet. Cred că e bine să iei tankul ăla. Tankul ăla. Ok. Cred că ăia. Ăia ăștia că sunt defensivi. Ia. Hai mă, te rog. Dacă îl pierdem pe ăsta, Marius n-a rezolvat nimic. Okay. Ai pe ăla care suflă în sulă. Ăsta ne aduce noroc de obicei, ia. Hai să vedem, ia. Ai ceva să te ia pe ăla? Ce n-ai văzut? Hai că-l luași, ești nebun? Dar lăsăm un cadou așa. It. Dă el cu logo-ul. Căză un copac din cer, vă zici? Am pins cu alume. Hai că cu astea ai mai șanse. Avem, Marius, multe șanse. E din squad-ul lui Alex. Are portocala. Măcar un win să iau și eu. Hai că pe ăsta de-i. Fii atent, gigant cu hog-ul. Oh, nu. Nu, acolo sunt prietenesc prea mult aia. Hai take away lui. Hai că sunt degeaba aia. Hai că-l lua și uite. Fii atent, ce facem? Pune-l pe Cabral! Îl punem pe Sular. Ăla-i Suleiman. Suleiman, așa se-i punem. Și-l trimitem pe Cabral. Cabral se duce. Oh, e Dumnezeu, Zeul se numește în total ăla. Îi împinge puțin. L-a scos pe ăsta. L-a scos pe Suleiman. Da, dar tu și cum Cabral dă Cabral în turn? Uite ce dă Cabral, ești nebun. E over. Op. Cabral de level 7 OP oricum. Op. Good game, iauzi. Gata, s-a dat bătut. Hurray! Rafaele, pe mine mă dă cu level 9. Nu mai joacă, că se enervă. Și eu m-aș enerva. Se enervă, bă. Îl văd pe Cabral și mai sunt și racist. Ia atent aici, Marius, dacă... Ia. Lilieci frumos. Damage. Dar putem să-l scoatem cu asta, fii atent. Cât dai, uite Marius, o știai pe asta? 300 și ceva? Dacă 300, bă, Rafaele, mă dezamăgești. Trimite-l pe ăla, pe Aurel. Hop. Aurel e chill, n-are treabă. Trimite-l pe Cabral, ia să vedem ce se întâmplă. Ia lasă turnul ăla, trimite-l pe Cabral pe stânga. El vrea să se apere, mă, ești nebun, joacă ca la carte. Păi da. Dacă-l trimite pe Cabral pe stânga, ce se întâmplă? Pe Cabral pe stânga? Nu merge. Dar putem să facem așa. Așteptăm elixirul. Gat! Good game, boys. Dar chiar fu deck bun. Ești nebun, ești de jucat cu el. Ca lumea. Ok, măcar nu pierdem. Măcar am câștigat și noi odată, mă, ia uite, 3. Ăstea, 5, ia. Deci dacă mai luăm 1, ar fi bun ăsta, mamă, hai încă un win, atâta. Un win mai trebuie, Marius. Dacă ți-l mai dă pe ala, suflă în sulă. Ala e bună. Ok. Hai să ne concentrăm maxim. Cred că Valkyrie. Asta face contra ăstora, înțelegi? Mm-hmm. Valkyrie. Favoritul meu, Marius. Nu Suleiman, că e nu prost. Nu pot să-l iau. Ia dragonul. Și-mi plăcea Suleiman, ce-l iau?
Mai bine săgețele, că sunt. O travă e bună, că dai clear. Ia o travă. Ok. Și oricum aveai două speluri, iar. Ai dreptate. Iar ne facem sătuc, Marius. Mai știi ce s-a întâmplat? Mai știi ce s-a întâmplat ultima dată când am avut asta, nu? Hai, dai drum acolo. Holy fuck. El are pompa. Să o aibă, Marius. Îl pompează acum, Rafaele. De la pompă, ca să mai slăbească puțin. Eta, Marius. Eta ce-am făcut noi pe aici. Ești canceros tu. Ca să puci o legendară. Avem Mirror. Mirror nu e chiar așa bun. Ok. Ia atent aici. Ce faci? Păi mai e una. Punem un Valkyrie în spate de tot. Ușor așa, nu ne grăbim. Cabral în spate nu e o mișcare bună. Nu te grăbi, Rafaele, că ăsta e meciul tău decisiv. Ia atent. Îi punem pe ăștia frumos așa, ăștia dau mult de meci. Cabral, ia out. Sunt rasiști. Nici măcar n-apucă, Cabral. Și Dragonașul. Dacă avea flacăra, știi cum îi scotea pe aia de acolo, pe toți. E tot la suflă în sură și să moară ea. Ok. Elite Barbs out. Arată bine meciul până acum, Marius. Avem Sătucu aici în spate. Ne susține. Și putem să încheiem meciul oricând dorim noi. O punem pe asta așa, nici nu știu dacă a fost mișcare bună. Am putea să punem două, da, mă rog. Mai pune niște barăși să fii canceros. Poate-ți dă o oglindă cu bară. Uite, mai e oglindă cu bară, că mai pun-o și pe aia, te rog eu. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici, Marius. Te dai flacăra după. Hai că nu pierzi. Nu pot să pun baraca, că după aia dacă mă atacă ăsta nu pot să mă apăr, înțelegi? Nu te pus pompa, nu te atacă, bă! Ești nemernic la paiele. Bă, Marius, calmează-te! Glinda aia, te rog. A intras în rege, ce prost sunt! Marius, ușor, nu mai țipa! Eu vreau oglinda, Rafaele! Calm, Marius! Vreau oglinda să pui multe cancer acolo. Nu ne grăbim nicăieri. Et, ce facem aici? Holy fucking shit. Rafaele, ce faci acolo? Cabrale, ce crezi tu că se întâmplă aici? Dacă vrei să fim canceroși, facem așa. Mai pune așa, mai pune mai multe. Te strei mai multe. Asta e cancer adevărat. Mamă, uite ce mișto acolo, ești nebun. Punem vrăjitoarea, frumos. Ăștia sunt 5, au fost... Ăștia erau 7 înainte. 7? Da, erau OP, aia văd că i-a ieftinit. Trage la E win, Marius, e de bine asta. Iată. Dacă te faci, Rafaele. Ce face? Era să o facă. Bine, mă, am luat chest-ul. Bun. Ia, să te văd. Bun de tot, Marius. Ia să te văd. E pe bine, ia. Unde e chest-ul? Acum vine și el. Poate luăm legendară din chest. Ia. Bani, bun. Tesla. Goblin nu prea-i folosesc. Fireball e bun, a doar două. Zapper-ul. Ăsta am cărți gârlă. Decau. Am zis 19 cărți. Vrăjitoarea. Asta e bine că se adună cărțile. Poate upgradezi ceva. Ok. E vezi, poate upgradezi ceva. Marius, păi degeaba upgradezi acum. La 9 win-uri nu cred că mai ajungem, dar hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Ia-i goblinii. Luăm goblinii. Mormântul. Aș vrea să iau asta că mă apăr mai bine, dar fucking hell. Minerul canceros. Mamă, dai și cu mormântul și cu minerul. Minerul canceros. Fii atent că am cărți slabe, sper că mi-a dat el ceva bun. Dacă nu, pachetul ăsta e... Trage ăla în sulă acum. Ce pachet cancer am, nu cred că putem să câștigăm cu asta. Ba, da, uite-te că le-ai pe ea. Arunci cu butoiul, dai și cu mormântul. Dau cu morminte, arunc cu butoaie. Ăsta e cel mai cancer pachet ever. Uite-te și tu ce canceros e. Eu moară pe toți cu ăla. Nu, că mai ai acolo în spate, ia uite. Doamne, tu vezi ce se întâmplă aici. Ai și cu miner, arunci și cu butoi, dai și cu minerul și arunci și cu graveyard. Îl punem pe sulicică ăsta. Ia atent să vezi combinație. Ce combinație, asta nu știu dacă dă în aer vrăjitoarea. Pune-i mă! Pă bune! Are
tu să-și vină cine de te. Oh my god, aș putea să trimit minerul. Ok. Mamă, e pachet cancer. Nu mai are wizardul ăla, fii atent ce facem. Și trimite și minerul. Oh, le-a pus pălea, hai, că-ți ia turnul dacă nu o ataci. Ne. Hai că nu mai are wizardul ăla. Ne. Nu e bun pachetul, că avem cărți slabe. Cred că ăsta e finalul, Mariusica. Dai cu butoiul! Cam waste. Sunt de-aia cu săgețile. Are și poison și săgețile. Mamă, dacă n-avea poison, unde dai ceva damage acolo? S-ar putea să-i luăm turnul în elixirior 2. Aia ar fi singura noastră șansă. Ok? N-avem decât să punem... Să atacăm partea dreaptă. O atacăm partea... O, trebuie să te apere acum. Îl trimisești pe Suleiman. Iată ce-ai făcut. Oh, bine că dă-te pe lângă. Bă, dar trage-l cu sula aia. Trimite și minerul. Frumos. Hop. Trimite și pe ăștia dacă mă supăr. Luați, dă aici. Arunci cu butoiul, degeaba l-arunca și e bun. Lasă-mă în pace, Marius, că sunt panicat. Are poison-ul ăla care e OP. OP as fuck, boy. Ok, fii atent. Goblin gang în spate, ușor. Nu ne grăbim. Punem aici așa. Trimitem un d-ăsta, dar s-ar putea să-l ia. Nu-l ia, mă. Ieta, Marius. Hai să te văd acum, că sunt curios aici. Pe barba ta. Hop! Na. Trebuie să pună ceva. Bă, are doi! Ce bă? L-a scos dintr-una! Vezi că aruncă aia cu sulele în turnul tău. Ok, stai puțin. E tu unde a pus balonul, bă? Ce fac, mă? De ce apare așa? Na, nu mai avem ce să facem. Ce mai facem noi aici, Marius? Poate te duci all-in în spate, dacă te duci all-in în spate. Dar nu te mai ia. No, mai e GG. E prea târziu, trebuie să te duci all-in în spate, înainte să vină aia. Fuck, oricum a ieșit bine, 6 win-uri nu sunt rele și am reușit să luăm și chest-ul ăla. Să parcă, încheie acum tot? Parcă să putea mai bine, Marius, da, aia a fost. Și mi-a înghețat și mânuțele. Hai să vedem. Ia-o ușor ăsta. Ia. Ia-o ușor, că știi că i-a picat cuiva legendară în ăsta? E, există. O, bune. Păi că în orice ce spică legendară. Posibil. Iar fi cum să-mi pice tocmai legendară asta. Și? Mamă, ce e shit! Zii mersi că luat și tornada. Tornada. Am făcut 6 din 12, deci am completat doar jumătate din... Nu cred că aveai șansa să duci la 12. Trebuie să joci impecabil, îți dai seama. Am completat doar jumătate. E 100 ăsta, știi, aș mai intra așa la distracție, da, nu prea se merită. Uuu, Epic Sunday, ia uite, aici poți să dai request la ăsta, vezi? Dar nu știu la cine să dau request. Am dat request la ăsta, dar acum nici măcar nu știu ce mai folosesc, Marius, poate aici, abar n-am. Și ce faci cu Epic Sunday? Păi poți să ceri cărți epice, normal ai până la rare, vezi? Aici le ceri și pe astea move. Bun, bă, abar n-am ce să zic, băieți. Aia a fost. Avem aici 2700 de trofee, nu prea reușesc să urc în arena 10, că e greu. Am vrut să cumpăr chestul ăsta, poate în episodul viitor, dacă reușesc să bag bănuții pe card. Ăștia aici ce zic, nu mai ce nimeni nimic. E un episod mai scurt ăsta, dar cam până aici a fost. 6 win-uri din 12, v-am spus, nu trebuia să, măcar să vă așteptați să fac 12, n-aveam nicio șansă, dar mi-ar fi prins bine la 9, pentru că primeam foarte mulți bani. Dar asta este. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Papa.